de la 10 în sus. Și tu mă dat un ne-am primit astăzi aici la Eratus la un eveniment care e bun pentru comunitate. Vorbim noi să rugăm pe Gabi să partea del proiect. La care Consiliul Județean a obținut finanțare prin acest program. Cu albastru e zonală pentru dezvoltarea infrastructurii din Ungaria, partener lider de proiect. Pe partea maghiară, scaliere. Pe partea română, tronsonul are o lungime de 11,204. Scuze. Nici o problemă. Urăm succes că aveți dumneavoastră aici de semnat. Domnul primar, dacă doriți această fază, adică în faza în care semnezi contractul de execuție de lucrări, care înseamnă efectiv... Ce înseamnă această reabilitare și de când a mai fost, practic, drumul? E drumul reabilitat de 5 ani de zile. E plombat numai a fost, deci avea nevoie de o reabilitare completă. Am spus, cum am declarat și în prima fază, în 1965 s-a construit acest drum. Din păcate, acum mașinile grele de tonaj mare care circulă pe drum distruge. Chiar avem o porțiune, acum ați văzut întrebarea Șmic și Iratoș, care degeaba se repară în fiecare an, că tot se distruge. E făcut. Circulație foarte mare și în zonă, mai ales acum de când e aglomerația cu centura de Arad, tirurile au început să vină de la Pecica, Iratoș, Drobanț, Curtici, Pâncota, să iasă, să înconjoare centura Aradului, ca să nu mai prindă barierele, că stăteau corele și atunci foarte mulți cu tirul s-au oprit și aici la noi și spuneau că mai bine înconjoară 20-25 de kilometri decât să stea 3 ore la bariere. De cât timp a început reabilitarea? Reabilitarea începe numai acum, din data de azi, cu ocazia semnării documentelor, fiindcă durata execuției e de 16 luni, până anul viitor, în 1 ianuarie, ar trebui ca să fie gata. Avem, proiectul a fost depus împreună cu Comuna Înfrățită, cu noi, Domn Beteaz, din Ungaria, și la ei s-a semnat săptămâna trecută documentația pentru... La ei trebuie construit din nou porțiunea de 6 km. La noi, la România, a fost până în faza de la bariera cu frontiera, până acolo a fost reabilitat în 2008. De la Varea Șumic până la bariera a fost în 2008 reabilitat complet. Okay, mulțumesc. Vă mulțumesc. Primarul Lăcătuș, Gheorghe. Astăzi am semnat contractul de lucrări pentru reabilitarea drumului care leagă municipiul Arad de comuna Iratoșu. Este un tronson de 11,2 km. Finanțarea este din bani europeni prin programele transfrontaliere și încă o dată ne bucurăm pentru faptul că reușim, pe lângă reabilitarea infrastructurii județului, să atragem bani europeni și să consumăm bani europeni, la fel cum mă bucură faptul că firma câștigătoare este o firmă din județul Arad, ceea ce înseamnă că banii vor intra în economia județului Arad, creând venituri atât județului cât și comunelor din județul Arad.